Băi, mi s-a părut de o vulgaritate și din cum. M-am dus ca bou, ca prost m-am dus pe scenă. Păi nu aici, de... ca prost nu te-ai dus, că ai luat un preț, acum poți să pui mâna pe mine. Dar ea nu era, deci ea până în acel moment, glumele poate au fost ușor vulgare unele. Au fost vulgare, nu, așa. Nu toate. Părea că o să fie un număr... Părea că o să fie ceva drăguț, știi? N-a fost lăsată să-și ducă numărul. Din punctul meu de vedere, ea n-a fost lăsată să termine ce are de zis ca să poți să tragi o concluzie la final. A fost întreruptă de multe ori, a fost deranjată, a fost înțepată. Mihai, Cătălin, e momentul lor. Căutați o poziție care să aibă legătură cu Mihai, cuvântul tu fă ce vrei tu. Senzuală. Maestre, dă-te la o parte. Haideți, deci nu, dacă nu e o scenă de iubire, nebunesc. Ce faci? Pendeac, nu? Dragul meu, pune-i ce-o casă. Ah, da. Nu dai înapoi. Bine, fac față la doi. Dacă urci și tu, Cătălin, fac față la doi. Doamne ajută! Direct. Haideți în centrul atenției. Mai lipsește micuțul și gata. Da, noi, că suntem mai mulți. Da, că suntem mai mulți. Cătălin și Crea la un moment pe scenă să simtă și Mihai niște carne fără euri. Nu s-a putut pentru că nu a fost lăsat numărul să se întâmple. Pentru că cineva avea chef de... regie. Doamnă, vreau să văd Casablanca. Vreau dumneavoastră să fiți acea doamnă care se pregătește să fugă de regimul nazist. Așa. Și este ajutată de bărbatul perfect care a murit de cancer. Băi, Cătăline, ai stricat un moment. Lăsați, tăiați cancer, hai să zâmbim din nou. Hai, vedea. Băi. Iisuse Hristoase, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. A fost oprit de Grinch. A fost Grinch-ul comediei. Stai, vino înapoi, stai să mai întrebăm chestii. Într-o pasă regizorală în care încerca să facă ceva și până la urmă a stricat acea idilă care se... era ca o flacără mică care pâlpâia. De pe începuse. De pe începuse acolo și... A stins, a pus piciorul pe ea. Nu mai știu să pâlpâie puțin mai acolo. Tu erai curioasă să vezi ce voia să facă. Da, și nu a fost lăsat să facă. Ce putea să facă? Să rute. Nu. Nu era pe sărut, era pe... aprecieri fizice, sigur. Și acum fă ce trebuia să facă Mihai, că dacă tu l-ai de la o parte și nu l-ai lăsat să termine... Ai stricat, e vina ta. Mă, vezi și femeia aia, mă, un vis. Era aici, aici era se pupe cu Mihai. Era, se ridicase pe vârf. Era un jeleu distanță. Un jeleu distanță. Acest număr putea fi magnific. Da. El putea fi cu punctul culminant, cu voi doi pe scenă, pasionali. Dar a intervenit... Eu. Și emoțiile mele. Eu sunt ca sterilețul. Și emoțiile mele sunt. Dar eu nu cred că asta a fost problema. Problema a fost că putea să fie un număr foarte bun. Dacă profitai de curajul ăsta pe care l-ai să vorbești despre toate lucrurile astea foarte deschis. Dacă n-am avut cu cine, că amândoi au fugit. Stai două secunde, că nu trebuia să vorbești cu cineva, ci trebuia să îți pui lucrurile pe care le-ai gândit și le-ai scris, probabil, nu? Le-am scris și le gândesc pe moment. În regulă. Unele. Ah, deci și improvizezi, te bazezi pe improvizat, am înțeles. Pentru că... nu știu dacă ți-ai făcut o favoare așa cu glumele pe care le-ai avut. Măcar am încercat. E prima dată când vin la stand-up comedy. Felicitări atunci. Mulțumesc. Nu, Matu, ești cu mine în seara asta. Ioana Micuț este o fată care a descoperit că anumite concurente corpolente, supraponderale să zicem, dar nu le jignim, au câștigat ai umor fiind ironice. Ea a venit total nepregătită, cu un text pe care nu l-am reținut, cu glume pe care nu le-am descoperit, dar a venit cu ferocitatea femeii nesatisfăcute de partenerul imaginar. A venit doar cu curaj, atât. În rest, mi se pare că n-a venit nimic. Mi se pare că e sindromul clasic de prietenii spun că ești amuzant. Acest număr putea fi magnific dacă nu intervenea chiar. Am plusat așa prea mult, am pus puțin, știi, ca să-l fac pe maestru să-i pară rău, pentru că nu și-a ascultat instinctul și nu a gustat din trupul fără euri. Dar nu sunt rău. De ce sunteți răi? Nu înțeleg. De ce sunteți răi? Doamna Delia fiind... Ai stricat un moment. Nu tu. Doamna Delia. Da, eu. Eu stric toate momentele. Nu tu. Voi. Nu. Nu voi. Noi. Se pare... Sunt singura care te-a înțeles. Singura care a înțeles ce ai vrut să faci, de fapt. Da, și ce este mai important, Delia, în viață? Că tu știi.
Ai un TikTok făcut cu vocea mea. Ce e mai important în viață? Să mănânci, mă. Să mănânci, să te distrezi, să te distrezi și apoi să mănânci. Nu cred că ea e. Nu cred că ea e. Viața, ca să trăiești, trebuie să mănânci. Așa că mie mi se pare cel mai important lucru. Să mănânci, să te distrezi și iară să mănânci. Asta e, mâncarea pe primul plan. Delia trăiește într-o lume digitală paralelă, da, metavers, acest metavers, în care știe toată lumea de pe TikTok, ce noi voci, ne uităm, voci, tot, clipici. A, tu ești vocea care... Tu ești pasărea care a decut prin spate la filmarea, tot nu știu care. Delia, de fapt, e metavers. Hai rămâi cu meta, hai rămâi cu meta. I-a spus de mult, dar nu n-ați crezut. Știe tot, bă, tot, tot ce mișcă, tot ce... Înainte de orice, aș fi foarte, foarte curios să știu, da, având în vedere că te-ai uitat în continuu la mine, cum ar arăta acea întâlnire? Cu noi doi? Da, ai spus că mă iubești. Având în vedere că este acum cu COVID-ul, nu cred că putem să ne ducem în altă parte decât la tine acasă sau la mine. Să nu purtăm măști și chiloți și așa, ceva de genul. Și restul, cred că vine de la sine, nu? Sau vrei să mai spun? Mai spune că nu mai știe. Și cum, cu frișcă, cu ciocolată? Aș turna așa niște whisky pe tine, niște chichila balanțând ăsta așa. Te-ai jurănțăi? Auzi, am o întrebare și s-ar putea să pară de prost gust și... Chiar vă rog, sunt deschisă. Tu ai zile când mergi la magazinul de lângă blocul tău în capot și bloc, papuci? La curte. Gata, curte? În capot și în papuci? Da. Ai papuci pufoși? Da, și pufoșile și le pufoși. Ok. Bun, și ce spune vânzătorul de la magazin? Bună, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să cumperi? Vrei să-ți dau? Băi, există bărbați puternici în România. Băi, mie mi se pare absolut incredibil un lucru. Orice îi spune, instantaneu te duci într-o zonă sexuală. Într-o aluzie sexuală, nu? Eu cred că doamna a venit la pețit. Este o formă de apărare. Da, împotriva acelui. Împotriva... Eu cred că a fost, unor tipuri de... Măi, este o formă de apărare. Da, a fost atacată din diverse colțuri. Ale... Din trei colțuri. Da. Că a intrat și micuțul. A intrat și micuțul, oră. La un moment dat și ea a devenit un pic așa pasiv-agresiv, nu știu cum să zic. Nu era chiar agresivă, dar nu era nici foarte relaxată, s-a încordat. Ți-e frică de grase? Mi-e frică de grase. Și atunci de ce fugi? Deci, lașule! Vrei să fug după tine, dar mă împierdi. Bine! Da, iar noi o să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc! În viață e bine să mănânci, să te distrezi și apoi să mănânci. Delia a fost în acest moment sufletul pur care a salvat inima concurentei. Nu știu dacă a fost neapărat de woman power, dar cred că a fost chiar plăcut. A râs de vreo două ori. Da, nu, problema e la glume. Nu e în altă parte. Adică în momentul în care... Dar spune-ți asta, mă! Păi eu am zis chestia asta. Ai mai zis și cu halatul și papuci. Păi și n-ai văzut-o în momentul în care am spus-o? Era și foarte vulgară. O să vină hate-ul de la femeile care merg la magazin în capot și papuci. Ne pare rău că s-au intimidat așa, pentru că asta ai făcut, e intimidat. Ești eu cred că m-am intimidat, proactivă, și am avut emoții. Și ai pus într-o zonă așa, nu s-au simțit confortabil și atunci au ieșit în fiecare. Da. Balauri. Deși Mihai... Bă, el... El intrase pe un drum. Era, ar fi serios, putut să fie ceva foarte frumos. Chelul a fost băgăcios, da, între noi. Băi, Mata, că de fapt nu pot să pun întrebarea asta. Hai, întreabă-mă, măi omule. Nu. Întreabă-mă, măi omule, întreabă-mă. Cum ți se pare ție atunci când cineva are foarte multe... Cineva, deci atenția, nu... N-are legătură cu genul. Are foarte, foarte, foarte multe kilograme. Să-l imaginăm că e urs. Da, și se îmbracă foarte, foarte, foarte mulat. Da, și vine ăla cu tricou așa pe burtică. Și zice, doamna Delia, dar ce-și coborăm un pic acolo jos și cu țâțele alea. Deci ce-a făcut cu mine, începe la tine. Haideți, doamna Delia, nu... Dar nu începe așa, eu vă iubesc, doamna Delia. Da, ciulaș, da, corect. Și după aia te invita, ușor, ușor. Cum ar fi fost? A fost awkward.
Așa, dar de ce ar fi fost awkward și în cazul ăsta nu este awkward? Păi este și în cazul ăsta awkward, dar se presupune că ți-e plac situațiile awkward, că tu te-ai exprimat în mod liber. L-a interpretat micuțul perfect, perfect, perfect. Cum ar fi fost percepută treaba asta? Păi de la este pe arhivistată. Bă, n-ar fi distrat. Nu cred că ar fi distrat.